Nu pot să cred! În sfârșit, noua ediție a revenit Thornhill. Singura care mi-e pasă de noi, oamenii de rând. Dragi cititori, pe măsură ce frunzele încep să cadă și răscoarea toamnei ne încântă cu prezența sa, Londra se află într-un vârtej de festivități și farmec. Fastosul eveniment, ce presupune alegerea bijuteriilor coroanei, pus la cale de nimeni altă decât majestatea sa, s-a înrădăcinat doar în inimile celor creduli. Dar să nu fim înșelați de mascarada teatrală a reginei. Ah, bijuteriile coroanei, alese pentru farmecul și purtarea lor elegantă, însă nu pot să nu pun întrebarea dacă însăși regina posedă aceste calități mult râvnite. În cazul de față, de ce se consideră calificată pentru a face această alegere? Anul acesta, mai numeroși decât oricând, 20 de debutanți se vor prezenta în fața reginei și a întregii curți. Ah, bieții de ei, dacă ar ști doar ce așteaptă. Vor fi nevoiți să-și perfecționeze talentele pentru a căpăta o șansă către diamantele coroanei, cele mai prețioase dintre pietre. Se zvonește că alegerea reginei nu va trece fără a cauza câteva suspiciuni. Unii șoptesc că ea ar gândi mai mult cu inima decât cu rațiunea ei în această situație delicată. Până la urmă, ce folos are o piatră nestemată dacă nu reflectă lumina în toate direcțiile? Poate vă întrebați cine sunt norocoșii debutanți din acest sezon. Rotundo Bianca din Casa Novina Noe, amabile și talentate, ecoul vocii ei cântătoare străbate orice colț al palatului. În timpul ei liber, se bucură de împrejurimile grandioase ale curții. Și face parte din echipa regală de basket. Mereu conjurată de alți cavaleri, nu va fi niciodată surprins singur în grădinile baladului. Cele mai fidele vizitatoare ale bibliotecii regale și ale hepieniei palatului. Empatia și altruismul o caracterizează. Și-l petrece pe terenurile de volei ale paradului. Perseverentă și prietenoasă, la fel cum Miruna din Casa Nobil Noce, are o inclinație aparte spre artă. Veți găsi fie admirând tablourile din palat, fie la seriile de serenade de la curtea regală. Este cunoscută
pasiune în privința celor mai noi apariți din modă. Ambițioasă din fire, își dorește să devină cea mai cunoscută violonistă din Londra. Să-și atingă toate scopurile și performanțele în pasiunile sale, una dintre ele fiind nobilul sport al schiatului. Cu aceeași energie, se lasă purtată și de arta picturii. Un exemplu de responsabilitate și înduranță, Patinariul Nicolas din Casa Mobilă nu se dă în lotul de la provocările pe care viața le pune în cale, dând dovadă de o vitejie deosebită. Socoliu Hiana din Castel Magdalena are un zâmbet ce radiază fericire și o voce care farmecă întreg palatul. Totodată, aceasta îndrăznește să se aventureze și să descopere locuri noi, dincolo de porțile acestuia. Bunduc Sebastian Ștefan, din Casa Nobilă Nouăcele. Știe să îndulcească nu doar viețile celor din jur, ci și papilele gustative, fiind un bucătar desăvârșit. Ei, aceasta se lasă cuprinsă de grația gimnasticii ritmice. Deși este cel mai de temus parasin de la curte regală, ungureanul Ioan Alexandru din Casa Mobilă Nouăde este un cavaler încrezător. Fiind de asemenea vestit pentru că nu a refuzat sau nu a întârziat niciodată la vrânduire. Bruja Emma, din Casa Nobilă Nouăcele, încântă regatul, dăruind emoție prin cântecul ei tandru la pian. Puteți mereu să vă bazați pe ea, aceasta rezolvând mereu cu conștiinciozitate orice sarcină îi se încredințează. Urnacul Andrei, din Casa Nobilă Nouăde, cerește cel mai înaltă piscu, atât ale munților și ale vieții. Bunătatea lui întăpește atât zăpada de pe versanți, cât și gheața din inimile oamenilor. Galant Diana Maria din Casa Nobilă Nouăcele își prioritizează mereu somnul de frumusețe. Nu ratează nicio ocazie de a ridica spiritele celor din jur cu glumele sale spontane. Thank you.
impresionează prin dedicarea pe care o acordă științei sale favorite. Stăpânește cu eleganță arta caratelor. Responsabilitatea și sinceritatea ei sunt apreciate de toți membrii de la curtea regală. Vizează sportul. Șarmant și perseverent, acesta cucerește întregul regat cu un simplu zâmbet. Și costumele de gală, să nu vă îndoiți de faptul că voi continua să-mi țin ochii pe framătul orașului, raportând toate bucățelele delicioase de zvonuri și intrigi care se țes prin acest tapet de eleganță. Numai timpul ne va spune dacă bijuteriile coroanei vor străluci cu adevărat în paginile istoriei sau vor deveni doar niște pietre aruncate deoparte pe țărmurile memoriei. A voastră, Lady Thornhill. Thank you.
ce este atât de multă agitație astăzi în palat? Lady Thornhill, din nou. Trebuie să recunosc faptul că ale ei cuvinte nu m-au surprins. Dar când vine vorba de bijuteriile coroanei, nu voi permite nimănui să aibă această atitudine față de cea mai importantă tradiție de la curtea regală. Mai ales lui Lady Thornhill. Se pare că penița ei nu este muiată în cerneală, ci într-un venin menițărănească. Dragii mei paznici, poate că port coroana, dar nu sunt protejată de înțepătura adâncă a cuvintelor. Dar să fie cunoscut faptul că nu voi permite acest comportament să treacă neadresat. Dacă Lady Thornhill dorește să umbrească regatul nostru, îi voi asigura eu o strălucire care va eclipsa chiar și cele mai întunecate colțuri ale lumii. Propun un bal. Cea mai grandioasă sărbătoare pe care Londra a văzut-o vreodată. Va fi o mărturie a devotamentului nostru și a puterii noastre de a ne ridica deasupra umbrelor. Această sărbătoare va răsuna în istorie ca o declarație că stăm tari chiar și în fața celor mai dure critici. Să înceapă pregătirile! Să se împartă invitațiile în toate colțurile lumii, astfel încât toți să poată să ia parte la splendoarea regatului nostru. Vreau ca cele mai mari talente din Londra să fie prezente. În ceea ce o privește pe Lady Thornhill, nu va putea fi absentă de la cel mai grandios bal pe care Anglia l-a văzut vreodată. O vom prinde noi. Alteța voastră, dar cum vom face asta? Lady Thornhill e deșteaptă. Dar nu e mai deșteaptă decât mine. Acum, mai am o sarcină foarte importantă pentru voi. Voi și domnișoarele mele, chiar, unde sunt? Lady Spencer! Voi va trebui să pregătiți debutanții pentru bal. Trebuie ca totul să se desfășoare mai mult decât perfect. Adică eu să-i pregătesc? Eu am fost aleasă diamantul coroanei anul trecut. Lady Hastings, sunt sigură că veți reuși să lucrați împreună. Bine, Emilia! Domnilor! Așadar, domnilor, marele bal se apropie. Iar noi suntem astăzi aici să ne asigurăm că nu veți avea două picioare stângi și că nu veți leșina când vă veți întâlni partenerele. Reynolds, începem. Cu siguranță. Acum veți trece prin mai multe probe care vă testează adevărata bărbăție. Bărbăție. Bărbăție! Bine, Reynolds, să o luăm mai ușor, totuși. În primul rând, tu, cum te numești? Andrei. Greșit. Tu ești debutantul numărul 1. Aici numai numele reginei contează. Totuși. Asta este prima... Totuși, Reynolds, ia-i ușor. Numele trebuie păstrat pentru prezentarea în fața domnișoarelor.
Manierele sunt cele mai importante când vine vorba de diamantul sezonului. Am putea începe chiar cu asta. Întâlnirea cu regina. Deși majestatea sa poate avea o prezență intimidantă, în esență este o persoană atât de bună, de calmă, de frumoasă. Plecăciunea. Plecăciunea este cea mai importantă parte. La un unghi de 135 de grade, 44 minute și 23 de secunde, capul în jos, mâna dreaptă în piept, cea stângă la spate. Și apoi vă îndreptați prompt, dar nu prea repede. Eleganța este cheia. Rândul vostru. De unde au venit și ăștia? O să ne facă de râs. Tu, mai drept. Tu, ți-ai pus sabia în teaca greșită. Tu, încearcă stai în picioare. Tu, ce ai scăpat pe jos, iar tu, merge. Vom trece peste, pentru că mai avem foarte multe probe de dezbătut și foarte mult de lucru. Un cavaler adevărat își apără mereu demnitatea. A stăpâni arta sabii este un lucru dificil. Doar cei înzestrați reușesc. Dar vă putem arăta câteva mișcări simple pe care toți trebuie să le cunoașteți. Prinzi-le! Țintește și tu mai sus. Unu și... Aoleu. Unu și doi. Încercați. Aveți cât e de ușor. Marci, Andrei! Încetăm cu această probă, deoarece nu vrem să vă pierdeți capetele. Oricum i-am câștigat, mă, nu eu! Asta s-o crezi tu? Liniște! Încrederea în voi este fundamentală. Cine consideră că reprezintă epitomul stimei de sine? Eu, al doilea prenumele meu este încredere. Începeți să învățați. Hai, încredere, să te vedem ce poți. Da, sigur. Hei, încredere, vino înapoi. Eu doar exploram clădirile reginei. N-avem timp de așa ceva. Trecem la următoarea probă. Cea mai importantă în evaluarea voastră finală va fi, cu siguranță, dansul. Majestatea sa, regina, adoră dansatorii profesioniști. Prinzi! Vă voi arăta eu. 4 și 5. 5 tu vei avea rolul domnișoare. De ce eu? Îmi pui la îndeală ordinele? Nu! Vezi? Până și vocea se potrivește. Acum, apropiați-vă, tu, mâna pe talie, iar tu mâna pe umă. Vom porni într-un vals lent, 4 pași simpli. Primzi, îmi permiteți? Să vă calce pe picior în timpul dansului, nu reacționăm așa. Fără apucături violente, Dumnezeu. La locuri. Vă comportați ca și cum ați fi primit un simplu și plăcut masaj la picior. Acum, perspicacitatea.
Un diamant adevărat trebuie să dețină toate cunoștințele necesare. Numărul 1. Care este rolul Evan Tyler folosit domnișoare în timpul conversațiilor din cadrul evenimentelor? Da, știu. Să se răcorească când se încinge bârsa pe atare. Greșit! Numărul 2. Întrebare de geografie. Care este capitala Angliei? Rusia? Dumnezeule, eu am refuz. Numărul 3. Fii foarte atent la mine. Ce mimezi eu aici? Mișcare oscilatorie armonică. Greșit de la pompeală. Numărul 4. O întrebare de istorie. Cât timp a durat războiul de 100 de ani? 116. Războiul de 100 de ani s-a disputat între Anglia și Franța între anul 1346. Am înțeles cu toți ideea. Foarte bine, nu mă așteptam. Asta era cu capcana. Și acum, simțul umorului. Să vedem cum vă descurcați. Tu, spune-ne o glumă. Ce fac doi gemeni pe câmp? Ce fac? Seamănă! Și acum, hai, fiecare face ca ruda greului. Se cară! Muzica, avem cei mai buni artiști garantați. Invitație? M-am ocupat eu. Sponsori! Gamar! Luna! Subway! Prof. Teodora Botez! Pop Design! Rockast! Haotic! Agenția de turism Bilco Travel! Perla Bucovinei! Florăria Biju! Rockast, Carpi, H&H, Alcon Solutions Press, Nico Mobile Distribution, Danilevici Carn Prod, Agrenim, Bucovina Travel and Event SRL, Loren Mar, Zoița Dumitru Daniel CIA, ABC, Expert Medical, Amator Serv, Parfums de Sofia, Kios Collection, SC Trans Rem SRL, Soce PSI, Eden Garden, Epic Centru, Fero Valley, SC AC Mobile SRL, SC Oil Star SRL, SC Interconti.com SRL, Hello Bucovina Travel and Tours, Royal Couture, Autoxor, Dodo Visuals, Edu Maps, Expert Music, Monitorul de Suceava, Ana Rom Divizia Medicală, Ana Rom Security, Cerco. Să vedem ce a mai rămas. Florile au ajuns, acum sunt aduse în palat. Feel the
sir. Ți-am spus să comanzi flori albe, nu colorate. Oh, da? Oh, mă duc să încerc să rezolv situația cumva. Foarte bine. Acum, un singur lucru mi-a mai rămas de rezolvat. Masă! Dragă Lady Thornhill, vreau să încep prin a-ți spune că îți admir curajul de a te exprima liber. De aceea am ceva pentru tine care sigur te va ajuta în a o doborâ pe regină. Sunt o prietenă apropiată de a reginei, de parcă m-ar trăda cineva, și dețin niște documente care dezvăluie cine este regina cu adevărat. Ți le voi lăsa în curtea palatului, la miezul nopții, în noaptea balului. Identitatea ta este în siguranță. Nu te îngrijora. Te aștept, admiratoarea ta secretă. Brimsley, livrează, te rog, asta poștașului și asigură-te că ajunge la Lady Thornhill. Dragi cititori, se pare că regina a decis iar să ne binecuvânteze cu încă un spectacol. Nimic altceva decât cel mai grandios dintre baluri. Nu putem totuși să nu ne întrebăm dacă obsesia ei pentru sărbători opulente este în antiteză cu abilitatea ei de a ne organiza eficient. Va fi acest val un val armonios al rafinamentului? Sau se va transforma într-o catastrofă de pași strâmbi și accidente nefericite? Cu toate acestea, trebuie să recunosc. Evenimentul de caritate al anului precedent a fost un real succes și nu mă rezerv să o admit. Oare ea își imaginează că va avea același noroc? Rămâne de văzut dacă marele bal al reginei va fi o capodoperă sau doar un alt capitol în cartea de încercări bine intenționate, dar ghinioniste. Până atunci, să ne pregătim cu toții pentru o noapte care promite atât spectacol, cât și intrigă. A voastră, Lady Thornhill. Spotlights, all the stars we steal from the night sky.
night sky will never be enough. Never be enough. Towers of gold are still too little.
Tell me, tell me, tell me, tell me what you're looking for. Is that me? Me? You'll see. You fall in love different looking at me. Crystal ball, I can tell you what you need to know. Believe, you and me, we on that tongue, probably smoking weed. Grind hard, baby, break it down now. Put your heart in, make me proud of you. I don't wanna have to take it down now. Earthquake, girl, we about to shake the ground now. You bless me. Not a stopwatch, don't ever stop. Just the flow that got the block hot, super hot. Hey, give me my respect, give me my respect. I just took it left like on every deck. I moved to London with the Euro steps. Got a sneaker deal and I ain't break a sweat. Catch me cause I'm gone. Totul va decurge perfect. Mai avem multe surprize merite pentru invitați. Așa este, Brimsley. Păi, în acest caz, festivitatea continuă. Thank you.
noastră, mă tem că avem probleme. Ce s-a mai întâmplat acum? Este o discuție aprinsă la masa 8. Cineva i-a pus pe ambasadorul Austriei și ambasadorul Prusiei la aceeași masă. Poftim? Cine ar face o asemenea greșeală? Toată lumea știe că austriecii încă au orgoliul rănit după pierderea războiului. Eu îmi amintesc că Lady Spencer s-a ocupat de repartizarea la mese. Și unde este Lady Spencer acum? Bineînțeles că este de negăsit. De ea mă voi ocupa mai târziu. Acum trebuie să rezolv încă o problemă. Să sperăm că nimeni nu a remarcat. Stați liniștită, urmează o serie de momente care vor atrage toată atenția asupra lor. Thank you.
Majestatea voastră, mă tem că a mai apărut o problemă. Doar nu vorbești serios. Din păcate, da. Toată lumea refuză să mănânce, alegerile la meniu sunt strigătoare la cer. Ce vrei să spui? Picioare de cal și aripi de pescăruș? E un dezastru. Poftim? Ce sunt aberațiile astea? Cine ar face o asemenea greșeală? Nu am nici cea mai vagă idee. Oh, Dumnezeule! Tot balul a fost un dezastru. Mă simt atât de rușinată. Stați liniștită. Sunt sigură că nu vom fi lăsați la greu de loialii noștri sponsori! Gamar! Luna! Subway! Prof. Teodora Botez! Pop Design! Rockast! Haotic! Agenția de turism Pilco Travel! Perla Bucovinei! Florăria Biju! Rockast! Carpi! H&H! Alcon Solutions Press! Nico Mobile Distribution! Danilevich Card Prod! Agrenim! Bucovina Travel and Event SRL! Loren Mar! Zoița Dumitru Daniel CIA! ABC! Expert Medical! Amator Serv! Parfums de Sofia! Gios Collection! SC Trans Rem SRL! Socep SA! Eden Garden! Epic Centru! Ferovali! SC AC Mobile SRL! SC Oilstar SRL! SC Interconti.com SRL! Hello Bucovina Travel and Tours! Royal Couture! Autoxor! Dodo Visuals! Edumax! Expert Music! Monitorul de Suceava! Anarom Divizia Medicală! Anarom Security! Celco! Stați liniștită, mă duc să vorbesc la bucătărie. Sunt sigură că pot prepara ceva pe placul tuturor foarte repede. Ar fi extraordinar. Ultimul lucru care mai lipsește din acest val este să moară cineva de foame.
dar tu mi-ai râs în față. M-am călcat, m-ai ucis și eu am plâns. Da, eu am plâns. Am văzut printre mile de stele, te-am căutat nopți întregi printre ele. În tot cosmosul meu tu erai fel de Dumnezeu. Și acum s-a ales doar praful de ele, s-a depus pe buzele mele. În tot cosmosul meu n-ai găsit nimic pe gustul tău. Dar n-ai găsit nimic pe gustul tău. Dar n-ai găsit nimic pe gustul tău. În tot cosmosul meu. În tot cosmosul meu.
curiozitate în legătură cu această seară. Se pare că totul se duce de râpă. Am vrut să-i atun pe oamenii noștri într-o sărbătoare, dar în schimb e haos. Majestate, este adevărat că această seară nu s-a desfășurat cum ne-am dorit, dar îmi permit să vă aduc aminte de puterea și de devotamentul dumneavoastră fără pereche. Această seară nu vă definește și nici cuvintele unei gazete de zvonuri. Princely, ești pasnicul meu loial. Normal că îmi spui ceea ce vreau să aud. Într-adevăr, atunci permiteți-mi să vorbesc nu ca un pasnic, ci ca un adevărat prieten. Sau poate chiar mai mult decât atât. Princely, dar te rog foarte mult să nu mai spui așa ceva. Doar suntem în fața întregului regat. Am fost martor la compasiunea dumneavoastră, la devotamentul față de popor și la hotărârea neclintită. Mă tem că acest dezastru și cuvintele aspre ale lui Lady Thornhill mi-au umbrit intențiile. Ce folos îmi are hotărârea dacă duce la asemenea spectacol? Hotărârea dumneavoastră este pură strălucire. Vă rog, ați înfruntat provocări mult mai mari și ați învins de fiecare dată. Grimsley, ești sigur că nu încerci numai să-mi ridici moralul? Vorbesc din inimă. Ați redat poporului speranța de care avea atâta nevoie. Speranța pare departe acum. Atunci, lăsați-ne să o aducem mai aproape. Această seară trebuia să sărbătorească unitatea, să nu ne lăsăm învinși de eșec. Să ne amintească că, chiar dacă încercările pot apărea, noi vom trece mereu peste ele și nu pot eclipsa noblețea și spiritul dumneavoastră. Îți mulțumesc, Grimsley. Cuvintele tale mi-au oferit alinare într-un moment de îndoială. Este onoarea mea. Doing the wrong thing. I couldn't lie, couldn't lie.
that kills me, it makes me feel my way. Watch it burn, sink in a ruthless night. Watch it burn, sink in a ruthless night. Let that body watch it burn, sink in a ruthless night. Let that body watch it burn, sink in a ruthless night. Everything that kills me makes me feel my flame. And everything will be
Planul nostru. Nu vă înjelați, ne vom descurca. O vom prinde domită. Pe cuvânt? Pe cuvânt! Acum, haideți să ne bucurăm de bal, cât încă mai avem timp. Thank you.
start to play, you dance with me, you make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me, so when you dance you have to bear with me, stay with me. The dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violin. Tony. Are you dead? The paradise? No, you never see.
câteva clipe va bate ceasul de miezul nopții. Trebuie să fim cu ochii patru pentru Lady Thornhill. Nu o poate să mânci pe regina. Sunt eu, regina voastră. Alteță, mii de scuze. Credeam că sunt Lady Thornhill. Nu vă faceți griji. Acum, haideți să fim atenți. Lady Thornhill își poate face apariția în orice secundă. Tu ești Lady Thornhill? Într-adevăr, persoana pe care ați detestat-o cel mai mult în tot acest timp a fost nimeni altcineva decât domnișoara de încrederea reginei. M-ai trădat. Florile, meniul, invitațiile, lumina, ai sabotat întregul bal. Ai încercat să distrugi intențiile mele și ai semănat cu răscoală poporului meu. Și totuși, răscoala este exact ceea ce era necesar. Un regat unit sub conducerea dumneavoastră. Cât de plictisitor! Ți-a făcut plăcere să cauzezi haos, să ne vezi suferind și să împiedici intențiile mele de a crea unitate? Unitate! Asta era viziunea dumneavoastră. Viziunea mea era să agit apele. Să dezvălui fisurile din spatele aparențelor perfecte pe care le-ați menținut atât de atent până acum. Deci, soluția ta a fost să arunci cu ură și neadevăruri prin cuvintele tale? Ți-ai hrănit orgoliul văzându-ne suferind? Să văd cum balul se destramă a fost cu adevărat un spectacol pentru mine. Te credeam apropiata mea. Cum ai putut să mă trădezi așa? Tu chiar credeai că am să rămân în umbra ta? Am preluat controlul poveștii și am oferit o voce tuturor celor eclipsați de această mascaradă. Ai sfârmat încrederea pe care o aveam în tine și relația noastră. Draga și mea, nu numai încrederea mea. Ai manipulat întregul popor. I-ai făcut să creadă că ești din partea celor de rând, când tu ești de fapt exact ceea ce critici. Rodul unei familii nobile. Încrederea e un lucru atât de fragil. Tot ce am făcut a fost să exploatez slăbiciunea care exista deja acolo, atât când vine vorba de popor, cât și de curtea regală. Și acum? Care sunt așteptările tale, având în vedere că identitatea ta a fost descoperită? Mă aștept ca poporul să-și amintească seara aceasta. Să-și amintească de superficialitatea dumneavoastră, așa cum am dedus și eu când ați ales-o pe Lady Hastings, diamantul coroanei în locul meu. Asta era o gelozie? Toate astea pentru un simplu titlu? Luați-o din fața mea! Alteța voastră, sunteți bine? Nu contează cum mă simt eu. Balul trebuie să continue. Thank you.
Spre surprinderea tuturor, balul a fost un adevărat succes. Toată lumea a fost impresionată de talentele deputaților. Inclusiv ambasadorul Austriei și ambasadorul Prusiei au dansat împreună. Totul a fost un real succes. Și eu care credeam că binele învinge mereu, numai în povești. Însă nu aș fi reușit fără voi, ajutoarele mele de încredere. Organizatorii din departamentul de scenariu, Gaitan Maria, Alexandru Cojocaru, departamentul de teatru, Matei Botezat, Andrada Corneanu, Emilia Sava, Elisa Cernei, departamentul de boboci, Alexandra Berariu, Răzvan Ciocan, Daria Chircea, Alexia Homiuc, Bianca Cărăușu, departamentul de coreografie, Victoria Odochea, Alexandra Mutu, Francesca Masliu, departamentul de momente, Iasmina Bunduc, Cotos Daria, Tudor Andoni, departamentul de decor, Bianca Sava, Negurici Ioana, Nițulescu Alexandra, Gheață Veronica, Adelina Gorcea, David Mustea, David Sabra, Daria Popescu, departamentul de costume, Alexia Ivan, Ariana Bercea, Bianca Balto, departamentul de finanțe, Emilian Marcan, Ioan Schipor, Rareș Visarion Cazac și departamentul tehnic, Răzvan Posmanciu și Sorin Bosancu. Nu putem uita de regina noastră, Biliu Sirena! Nu în ultimul rând, le mulțumim pentru colaborare colegilor din Clubul VideoArt, coordonat de domnul profesor Ieremie Viorel, dar și fotografilor noștri, Ioana Mahu, Dodo și echipei PDIF. Alături de noi pe scenă și pe doamnele profesoare, Salciu Claura, Norocela Ancuța, David Manuela și Tabarcea Izabela, dar și domnul profesor Luca Cezar. Susținut și îndrumat în tot acest timp și cărora le mulțumim sincer. De asemenea, mulțumim doamnei director Daniela Dungeanu și doamnei director adjunct Anca Greculeac, sub a căror atentă îndrumare am realizat acest minunat proiect. Și desigur, nu putem uita de sponsori! Gamar! Luna! Subway! Prof. Teodora Botez! Pop Design! Procast! Audi! Agenția de turism Bilco Travel! Perla Bucovine! Florăria Bijou! Carbi! H&H!
Iași, Alcon Solutions Press, Nico Mobile Distribution, Danilevici Cam Prod, Agrenim, Bucovina Travel and Event SRL, Lorel Mar, Zoița Dumitru Daniel, ABC, Expert Medical, Amator Ser, Gios Collection, SC Transrem SRL, Socep SA, Eden Garden, Epic Centru, Centru Vechi, Firevali, SC AC Mobile SRL, SC Oilstar SRL, SC Interconti.com SRL, Hello Bucovina Travel and Tours, Royal Couture, Autoxor, Dodo Visions, Selco Socep, Edu Max, Expert Music, Monitorul de Suceava, Ana Rom Diviziunea Medicală și Ana Rom Security. De asemenea, doamna profesoară Ramona Moral. Totuși, festivitatea nu se termină aici. În Palatul Regal a venit mult așteptata invitată a balului. Andia!
uite că suntem. Mamă, dar e bine sala, e plină. Și acolo în spate, cum suntem? Bun. Măi, dragilor, vreau să vă zic și eu ceva în seara asta. E primul bal la care cânt. Vă zic sincer, deci practic, sunt și eu boboacă în seara asta odată. Mulțumesc! Uite, vreau să știu ceva. Se cântă în seara asta? Da! Nu m-ați convins. Se cântă în seara asta? Thank you.
de pe repeat. Vino să îmi aduci liniștea. Stai un timp, stai un timp. Trecu prezent, nici viitor. Sunt ca un ceas în care timpul rugi de dor. Te rog, întoarce-te la mine că te și strânge-mă în brațe, că mă vădușesc cu lipsa mă. Dedicație. Pentru voi în seara asta. Sunt sigură că o știți și cred că și părinții voștri o știu. Poate și bunicile dacă au radio acasă. Aș vrea să cântăm cât se poate de tare piesa asta. Prin toate nuanțele de gri, te voi
Ce primire frumoasă! Aici în Suceava. Mulțumesc tare mult! Pentru unii dintre voi, să știți că eu sunt din român, deci sunt moldovan de-a voastră. Și voi de-ai mei. Să vă mulțumim.
Activate. Toată lumea. Și în spate acolo. Și aici în față. Și mai multe. Așa. Și în sală să fie lumina difuză. Perfect! Perfect! Sunteți minunați! De îmbrățișarea asta te imprima pe suflet ca tu nu mă vrei, dar
trecoră prin tine cu zel. În Suceava, am auzit numai lucruri extraordinare de acest colegiu. Și, sincer, m-am lămurit
Când am văzut cu ochii mei, când am venit aici, în această casă de cultură, și am văzut decorul, și cât s-a muncit, și am putut să realizez ce creativi sunteți, ce idei extraordinare aveți, și cât suflet puneți, și o să vreau să, o felicit și pe doamna director, și pe, și pe profesor de aici de sală, că ați putut să creați un moment atât de frumos. Și bravo vouă! Felicitări! Sunteți extraordinari! Cum cred eu uneori, rar se întâmplă acum, să se pună atât de mult efort și atât de multă pasiune. Și se vede. Și acum... vreau să aflu, Petru Rareș, care sunt slăbiciunile voastre în această seară? Și culme aici la noi, Moldova, Doamne, iartă-mă. Dragilor, momentul se apropie de final, dar cu siguranță voi așteptați acum să aflați Mr. Cornel. Citesc bine, nu? Nu citesc bine, nu? Cornel, nu văd bine.
uite cât suntem. Miss Iana. Miss Bianca. Deci sunteți, uite și Miss Marta, sunteți puși pe treabă în seara asta. Nu vă mai țin, că sunt sigură că vreți să vedeți care sunt câștigătorii. O ultimă piesă pentru voi, pentru Raieș. De aici, pentru voi. Voi?
poate fi... Trebuia și eu să câștig mistă când eram debutant. Doar că a venit ciuma și nu s-a mai făcut niciun bal. Niciodată nu-i prea târziu. Haideți să vedem o inițială a numelui. Ce zice partea aia? N-aud mai tare? Cealaltă parte? Nu știu de voi, dar eu tot nu i-am auzit. În cazul ăsta eu cred că strângem primile și le dăm la an. Eu zic să le păstrăm noi și așa n-am avut bal. Bun, cred că a venit momentul și vom începe cu el. Tânărul cavaler, care a inspirat admirația sinceră a locuitorului marelui nostru regat și a câștigat simpatia lor nemărginită, este... Puta Anastasia!
situația devine din ce în ce mai gravă. Eu zic să plecăm acasă. Nu? Ce urmează? Urmează? Ce urmează? Ce urmează? Mai avem până la mister. Ce urmează acum, mister? Ce urmează? Cred că publicul nostru s-a culcat, că eu nu aud absolut nimic. Locul 3 se întâmplă să nu fie locul 3. Locul 3 se întâmplă să fie locul 4. Nu vă așteptați la asta. Și deci, locul 4. Locul 4 trebuie să fie tot o piatră prețioasă. Dar ce piatră să fie? Are cineva vreo bănuială? Spune, spune. Numărul 4 va fi un miraculos rubin. Și deci, numărul 4. Mister Rubin este... Este... Dincu Constantin! Regina mea zicea
Marilyn Monroe, dar nu cunoașteți dumneavoastră, mai trec 200 de ani până se naște. Că diamonds are a girl's best friend. Vor fi adevărat? Dacă nici dumneavoastră nu știți, cine să mai știe? Deci, credeți că mai lipsește cineva? Nu-i aud. Nici un audio. Probabil nu vor să vadă cine este câștigătoare. Să nu uităm că vorbim despre un cristal care are puteri noastre. Mă scuzați. Diamantul este și piatra promisiunii, iar diamantul nostru promite și să-și păstreze strălucirea, care, contrar pietrelor prețioase de acest fel pe care le-ați mai întâlnit, are ceva cu totul și cu totul deosebit. O strălucire proprie, interioară, independentă de umbrele care vor încerca să o eclipseze. Cine credeți că se potrivește acestei descrieri? Poate nu vor să afle. La ultimul Miss Diamant, țin minte că s-a furat. S-a furat? S-a furat că era și nuntă și-au furat mireasa că era diamant. Deci, să vedem. Vă mai întreb o dată. Câți dintre voi ați văzut până acum un diamant? Păi ar trebui să-l recunoașteți! Și deci, diamantul este... Gata? Putem să plecăm dacă vor să știe? Bine, hai că i-am lăsat destul să aștepte. Le spunem? Merită să știți? Nu vă aud! Merită, așa să zicem, să zicem. Treacă de la noi. Deci, în cazul ăsta, Miss Diamant a Colegiului Național Petru Rareș 2023 este... Sau mai multe. Dacă ați vrea cu toții să veniți pe